În ancheta pe care a publicat-o în 2017, inclusiv pe site-ul anticorupție.md, jurnalista a scris despre cum sunt repartizați banii oferiți de Guvernul României pentru reparația grădiniților. În acea investigație, Natalia Scobeoală, făcând trimiterea la un alt portal, a menționat că o firmă deținută de Valeriu Pleșca a luat sume mari cu împrumut, inclusiv de la Banca Socială, care ulterior a fost lichidată din cauza furtului miliardului. Indignat că numele lui ar fi fost asociat cu jaful secolului, Pleșca a atacat-o în judecată, atât în procedură civilă cât și penală. Acesta a cerut ca jurnalista să fie trasă la răspundere pentru calomnie. O persoană, nu vreau să mai comentez mai departe, și încearcă să interpreteze niște lucruri. Asta pe noi ne-a indignat la culme. De cealaltă parte, jurnalista consideră că a procedat corect, iar procesul este o hărțuire. Și mă acuză că am folosit cuvântul excroc, că am folosit cuvinte nu știu care indecente acolo, dar nu au fost folosite așa cuvinte, pentru că articolul a fost scris cu jurnaliști de investigații care au editat, au monitorizat și a fost aprobat. El m-a acuzat că eu l-am implicat în credite neperformante luate de la băncile care au falimentat în urma furtului miliardului. Cererile depuse de Valeriu Pleșca au fost respinse de procurori și de judecători din prima instanță, nu însă și de curtea de apel. Recent, magistrații au remarcat că procesul penal efectuat în această cauză are un caracter incomplet și neobiectiv, iar organul de urmărire penală nu a examinat plângerea multiaspectual. Așa că magistrații au admis cererea fostului ministru, chiar dacă infracțiunea ce îi se incriminează jurnalistii nu mai există în codul penal. Sunt sigur că va fi emis ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale, pentru că nu poate să existe atunci când este vorba despre careva investigații jurnalistice, când este vorba despre libertate de exprimare, nu poate să existe jurnalistul ca subiect de infracțiune în acest caz. Procesul penal pe numele Nataliei Scobeoală va fi reexaminată de Oficiul Central al Procuraturii Capitale, care va decide dacă jurnalista poate fi trasă la răspundere penală, așa cum a solicitat fostul ministru al apărării.